Deci procesul acesta a fost un proces public, dar fără nicio urmare practic decât aceea care v-am explicat-o, am fost duși la, nu forțat, ni s-au oferit niște locuri de muncă. Mi s-au oferit, și, interesant, exact. Mi s-au oferit totuși niște locuri de muncă. Exact. Vreau să vă zic că după un an de zile, și ei, spre rușinea mea, am fost primit în partid. Deci la 6 luni am fost reprimit în UTC. Te-ai convertit. M-au convertit. Așa, da, ai fost convertit. Mi s-a părut bine că era o posibilitate de a șterge ceva și de a reclădi altceva. Da, da, da. Însă singurul compromis care nu l-am făcut este poezia aceea în care să vorbesc Patriot despre Arber. Conducător. Da. A venit vorba de poezie și încheiem acest capitol amintind că ieri și-a lansat Iontu Maionescu și-a lansat cartea de poezie la Biblioteca Județeană. Acolo el a fost prezentat foarte frumos de doi poeți din Pitești, nu piteșteni, ci din Pitești, Denisa Popescu și Aurel Sibicianu. Eu te rog, pentru ca și cel care ne ascultă, cei, cea și așa mai departe, cei care ne ascultă, în fine, să-și facă o idee despre ce scrii tu, să citești două poezii. Cuneiforme. Ai putea tu să crezi că frunza e o lacrimă căzătoare, în memoria tulpinii frunza cade în cercuri concentrice, că iarba e o ninsoare subterană, cât sânge atât tarană, că aerul e o dovadă uitată a atlanților, cuneiformă necercetată, că piatra în inima ei este oglindă începutului lumii luminii și grindă casei e femeia, trupul ei răcoros, curcubeu ca o amforă pe o vale ispăvitoare unde mă stâmpăr de Dumnezeu. Încercănat, gândul ca o implozie, urletul alb al himerei îmi dă târcoale, greier sfredelesc sângele meu. Ora precum ghinda cade în iarbă, boncănește cerbul, zeu șchiopătând. Captiv între pietre, păstrăvul se subțiază, luna de ceară taie noaptea în două. Da. Aș vrea să te întreb dacă între poezia care ai citit-o și poezia care o scriai în timpul ce te-a ancorat securitatea, dar ai avut problemele cu securitatea, este o mare diferență. Era poezia ta atunci altfel decât asta, decât cea care l-ai citit-o? Nu. Stilul meu s-a păstrat acela din tinerețe și încă sper să-l mai păstrez. Era de aceeași nuanță. Da. Poate un pic mai greu de înțeles, poate o împerechere de cuvinte mai puțin obișnuită și poate că nu apărea în versuri ce se dorea în acele vremuri. Da. Știm că atunci se scria și o poezie patriotardă, se scria, să zicem, în mare, cum scrie Ionescu, adică așa cum concepea poetul poezia, și se mai scria pe linie, să spun așa, că așa se spunea, adică se scria dogmatic, să zic, sau se scria partinic, se scria o poezie în care dragostea, să spunem, folosind sintagma asta uzată de țară, era supra-solicitată. Cu acest tip de poezie, de fapt, îți făceai loc
în lumea literară, erai băgat în seamă și chiar puteai la un moment dat să ridici și pretenții. Știm că și în revista Argeșu apărea poezie patriotardă, nu toți scriau în niciun caz o asemenea poezie, dar erau unii care excelau într-o poezie de tipul ăsta, care publicau nu numai în revista Argeș, și în țară, în general. Ionescu, spune de ce se numește această carte pe care ai lansat-o la bibliotecă și ai mai lansat-o înainte, după câte știu și la, bineînțeles că știm că am fost amândoi, la Centrul Cultural. De ce se numește Glonuț de Argint? Ca să explic de ce se numește Glonuț de Argint, trebuie să fac referire la prima mea carte. Nu am decât două scrise până în momentul de față și proiectul meu este să fac trei cărți, nu mai multe. Există poeți care au scris o singură carte. A mea se naște una din alta, iar ultima va cuprinde toate cele trei cărți. Dacă prima carte a avut două titluri, Pasărea ceții și tabloul dintr-o expoziție, este pentru că ea trebuia să fie două cărți. Pasărea ceții una și tabloul dintr-o expoziție a doua. Sau două cicluri, sau două cărți, nu? Nu, două cărți. Așa două cărți să trebuia fie. Să fie, da. Ea a fost receptată bine, dar o ciudățenie a părut a fi faptul că toate poeziile se numeau la fel. Pe o pagină erau tablouri dintr-o expoziție, pe pagina a doua, Pasărea ceții. Pasărea ceții. Ce înseamnă pentru mine Pasărea ceții? Pasărea ceții înseamnă pentru mine poezia, poezia însăși. Poezia se întrupează din ceață, cum se întrupează o pasăre, sau invers. Da, și glonț de argint? Glonțul de argint este ceva care răpune poezia, răpune viața, răpune orice. Are și o strălucire rece. Nu, glonțul acesta de argint nu mi-a răpus poezia. Glonțul acesta de argint vrea să ajungă Vrea să ajungă de la Pasărea ceții la titlul ultimei cărți care, la care lucrez, care va fi Luturi, la pământ.